Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Bună dimineața, Giulia. Bună dimineața, bună dimineața. Să-mi iau vocea lui Tinu sau vocea lui George, nu știu. Lasă că e bine, e foarte bine vocea asta. Ce faci? Cum a fost în America Express? De asta? Spune-le celor care nu au văzut. Că ce? Giulia este în America Express. Hai, mă, că toată lumea știe, toată lumea s-a uitat la emisiunea asta. Care... Giulia împreună cu soțul Vlad. Așa, da. Au mers, au fost invitați și au participat la America Express. Cu mare drag. Iar acum poți să ne spui cine a câștigat concursul, ca să începem. Da, va trebui să mai așteptați vreo două luni. Și ceva, nu dar e mult de așteptat. Dar cum semnați un de la de non-disclosure? Normal. Și normal. Dacă zici ce se întâmplă? E rău. Vindem asta toți rinichii. E cu bani. Cât trebuie să plătești? Foarte mult. Sute de mii, adică de euro. În zona de jumătate de milion de euro, cam așa? Da. Mai sus? Adică atât de mulți bani că ai și uitat de fapt cine a câștigat. Și ce n-ai voie să spui? Cine a câștigat? Da, nu ai voie să dai foarte multe detalii. În schimb, eu pot să vă zic foarte, foarte sincer că, uite, au fost primele două episoade în acest weekend și am retrăit fiecare secundă, fiecare clipă. Bine, nouă ne-a și plăcut foarte mult această competiție. Mie, pe mine, eu m-am surprins pe mine însămi, pentru că nu m-am așteptat să-mi placă. Am zis un da, așa, fugitiv, bine, hai, mergem, dar nu mi-am dat seama ce fac. Și în momentul în care am ajuns acolo, mi-am dat seama că toată viața eu am așteptat să ajung în America Express. Auzi, dar v-am văzut plângând de multe ori. În primele două episoade deja și bănuiesc că o să plângeți până la final. Băi, atât de greu, adică da, trăirile sunt atât de intense, dar ce e greu, în realitate. Totul este greu. Te ajută un pic adrenalina, uh-huh, să faci față provocărilor, dar a fost greu. A fost grea prima zi, că nu ne-am așteptat. Noi dormiserăm, nu știu, 3 ore, maximum 4 ore, adică ne-au luat așa, după micul dejun, au făcut ședința de security, după care a apărut Irina și a zis gata, începe cursa acum, hai mă, mă lași. Și v-au lăsat și bagajele. Toate. Și bagajele. Dar de ce v-ați luat, eu nu asta nu înțeleg, de ce v-au luat bagajele alea mari de tot? Pentru adică că toată lumea... De ce mai trollerele, dacă știi că oricum o să fie nasol de cărat, ia-ți un rucsac. Păi pentru că toată lumea se așteaptă să stea cât mai mult. Și atunci ai nevoie de mai multe haine. Asta le mai spele, mai aranjezi, da, mai bibilești. Nu știu dacă au timp să le spele și asta, bănuiesc că seara cad lați. Adică exact, nici nu mai contează exact, unde exact, dormi. Exact. Și mai usucă și pe tine, să știi, dacă e adevărat că cea mai cumplită treabă e asta cu căutatul unui loc în dormit, care să dormi? Sau e treaba cu mașina? Ambele sunt dificile. Ambele sunt dificile. Adică în momentul ăsta pot să zic, da, dar nu e imposibil. Poți să le duci până la capăt, poți să găsești oameni care să te ajute, trebuie doar să ai răbdare și să rămâi întotdeauna cu o energie foarte, foarte bună. Noi știam de la foștii concurenți care au mai fost în Asia, America Express, și ei ne-au zis că tot timpul, indiferent de cât de tare ne enervăm că nu găsim cazare sau că nu oprește vreo mașină să ne ia, tot timpul trebuie să rămânem pozitivi, să fim cu zâmbetul pe buze, să simtă oamenii pe care îi rugăm să ne ajute, că suntem... Ok. Dar eu m-am pus, uite Vlad, dacă vine Giulia la tine, vine împreună cu Vlad și zice, vrem să dormim și noi la tine, da, noaptea asta, ei primi? Eu am curiozități native, deci eu cad adică ușor în plasă la chestii de-astea, dar întrebarea mea e asta, auzi, când sunteți cu echipa de filmare acolo pe marginea drumului, așa, cu acest semn, totuși nu se opresc de curiozitate oamenii să vadă despre ce e vorba. Eu m-aș opri, deci dacă ar face semne și sunt cu echipa de filmare, trebuie că mai sunteți. Ce pasă, ombre? În principiu, este un pic mai ușor în momentul în care oamenii văd camera. Oricum, băieții operatorii din America Express au niște camere imense, adică iată, o cameră cântărește 13 kg. Dai seama, aia, știi, operatorul mama, nostru a fost e foarte tare și la un moment dat avea o rană destul de mare pe umăr și ne-a povestit că e o rană care își tot revine la fiecare sezon de America Express și ei chiar fac o treabă extraordinară, dar oamenii, da, într-adevăr, sunt știi curioși uneori să autocilarii sau cum aveau pe vremuri la degetul exact ăsta mijlociu aici, de la mâna dreaptă, cum se face un mic mont, așa, știi, pentru că scrii mult. Care a fost cel mai greu moment în toată deplasarea asta? Cel mai greu moment de până acum, pot să vă zic, a fost momentul în care a trebuit să cărăm bagajul
bagajele după noi, spre deosebire de celelalte sezoane. Acesta a fost un sezon în care noi am cărat bagajele noastre două zile. Și asta a fost cea mai grea probă. Mai departe o să vină lucruri și mai grele de atât. Și ce e mai important, cât ați slăbit în America Express? Nu știu ce să zic. Nu tu, Vlad. Soțul meu a slăbit vreo 10 kg atunci. Bun. Da, dar el se apucase oricum dinainte. Dar le-a pus la loc. Deci asta este a doua opțiune. American Chef sau Survivor, că știi că am mai discutat despre. Păi nu, că eu cu Luca suntem, nu ne-a invitat nimeni, dar eu cu Luca am zis că mergem dacă ca să slăbim, ăsta e motivul. Să știi că de fapt acum aici e de mers. Să știți că de fapt principalul motiv pentru care eu am decis să merg în America Express a fost ca să slăbească soțul, pentru că acasă nu reușea. Bravo, Iulia. Știe, l-am anunțat. Îți mulțumim pentru că ai venit cu noi dimineața asta și te mai așteptăm, mai ales că doar traversăm aici. Exact. Ne vedem diseară de la 20:30. E ok. Da, așa. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.